Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea 1 Corinteni, capitolul 12. Citim de la versetul 4 până la versetul 7, inclusiv cele 4 versete, pagina 1122. 1 Corinteni 12 cu versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Amin. Acel cu care dorim să stăm de vorbă, acel cu care dorim să fim în părtășie, acela care ne-a mântuit și care s-a dus să ne pregătească un loc, ca acolo unde este El să fim și noi. Și pentru aceea zi măreață care o așteptăm, din toată inima spunem, vino, Doamne Iisuse! Dragii mei, în această seară continuăm să studiem Cartea 1 Corinteni. Am intrat în aceste deosebit de frumoase pasaje despre lucrarea Duhului Sfânt în viața Bisericii, pasaje care mi-aș dori să le aprofundăm și să le studiem cu atenție, pe mai larg, verset cu verset, ca să putem înțelege despre cum lucrează Dumnezeu în adunare și despre ceea ce vrea Dumnezeu de la noi în contextul adunării și în ceea ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Am început de săptămâna trecută și am observat împreună despre faptul că Dumnezeu, s-a mai spus de acum două săptămâni, de faptul că Dumnezeu lucrează între noi și toate se fac spre slava lui Dumnezeu. Scopul lucrării Duhului Sfânt este să-L preamărească pe Dumnezeu, să aducă zidire bisericii și să întărească biserica, pregătind-o pentru întâlnirea cu Mântuitorul. Vom vedea în această seară că există un mod variat al lucrării lui Dumnezeu. Dar acum, la început, v-aș spune că nouă ne place foarte mult ca lucrurile să fie de înțeles de noi sau așa ușor de estimat. Nu ne plac foarte mult schimbările. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, eu unul sunt foarte simplu. Dacă îmi place ceva, aia îmi place. Dacă mă duc la un restaurant și am mâncat acolo odată și mi-a plăcut mâncarea, cam acolo să mănânc până într-o zi când, din nefericire, dau de alt restaurant și acum mă mut cu locația la celălalt și acolo rămân. Îmi place foarte mult, dacă îmi place ceva, acolo rămân. Sunt un om foarte simplu. Într-o oarecare măsură disper pe soția mea, așa sunt și cu papucii. Dacă am o pereche de papuci, ăia mi-s a mei. Am avut o pereche de pantofi de biserică, i-am folosit până i-am rupt și când i-am rupt, m-am dus înapoi la magazin, i-am cumpărat să cumpăr alte pereche exact ca ei și n-am mai avut. Am intrat în panică, m-am uitat, am căutat, m-am uitat pe internet, n-am mai găsit. Nu sunt un om cu haine foarte scumpe sau cu lucruri de lux, dar sunt simplu și ce îmi place, aia îmi place. N-am găsit papuci, cu chiu cu vai am acceptat să-mi cumpăr alte pereche de papuci, cât de mult asemănătoare cu cealaltă și acum am învățat cu ăștia la alții. Dacă și pe ăștia scoate din funcțiune, nu știu ce mă fac. Ne place lucrurile care sunt ușor de estimat, pentru că suntem oameni, zicem noi, care suntem ușor de estimat. Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic care lucrează foarte variat. Dumnezeu nu lucrează numai într-un fel ca noi să-L putem anticipa și estima pe Dumnezeu, ci Dumnezeu este foarte variat în lucrarea sa. Și în felul acesta, Dumnezeu lucrează într-un mod extrem de variat. Domnul Iisus, vorbind despre Duhul Sfânt, vis-a-vis de persoana Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt, îl asemuie în Ioan capitolul 3 ca și vântul. Vântul bate din cotro vrea și merge în cotro vrea și n-ai de unde să știi. De aceea, pe lângă aeropoarte veți vedea câte o pungă mare colorată care este pusă afară, sau mai bine spus, acum mai modern, aparate care sunt folosite pentru a calcula de unde bate vântul. Pentru că în orice moment se poate schimba direcția vântului și avioanele care aterizează trebuie să știe de unde bate vântul ca să poată ateriza corect. Vântul nu poate fi estimat. Este un element extrem de variat și de imprevizibil. Zicea Domnul Hristos, exact așa este Duhul Sfânt. El lucrează când vrea, cum vrea, unde vrea, când vrea, că-i Dumnezeu, mărit să fie numele. Duhul Sfânt este extrem de variat în lucrarea sa și noi nu putem să-i anticipăm lucrarea. De aceea, aici apare aceea explicație care o dădeam mai devreme, când am vorbit din Cartea 1 Corinteni de la început. Problema de diversitate și de uniformitate. Noi preferăm uniformitate, adică totul să fie la fel. Ne este mult mai ușor când toate sunt la fel. Uitați-vă într-o familie, se nasc copiii noștri, îi primim cu drag între noi, dar acum îi conformăm culturii familiei noastre. Noi toți mâncăm numai mâncarea cu tare, noi o mâncăm în felul cu tare, noi o mâncăm
la ora cutare și ne învățăm ca să mâncăm în felul acesta. De aceea, când se căsătoresc doi, vin acum două culturi familiale, se bat cap în cap și vor trebui să găsească o cultură nouă a lor. La noi, în familie, se prăjea prima oară pâine, după aia se punea untul. Noi punem untul și după aceea prăjim pâinea. Fiecare are cultura lui familiară și acum cei doi vor trebui să-și facă o cultură nouă. Nouă ne place uniformitatea, să fim toți la fel. De aceea, în biserică, apar uneori, dacă vreți, divergențe între noi, pentru că suntem foarte variați, suntem foarte diferiți și noi am preferat uniformitate. Toți tunși la fel, toți îmbrăcați la fel, toți cu același stil de limbaj, toți cu același fel de grai românesc. Ce bine ar fi dacă am fi toți la fel, zicem noi. Și fals, că Dumnezeu în natură a creat diversitate, a creat pomi mari, pomi mici, pomi coroană foarte mare, pomi foarte slabi, a creat Dumnezeu fel de fel de pomi în natură. Frumusețea se vede în diversitatea lor. Ei bine, Dumnezeu iubește diversitatea, că El a creat-o. Pe noi uneori ne încurcă diversitatea și am vrea uniformitate. Și tocmai de aici pornesc problemele între noi și aici erau probleme în Biserica din Corint vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că noi spunem, bun, dacă e vorba de diversitate, nu-mi dă asta mie voie să fac comparații între mine și cei din jurul meu, atunci ne comparăm. Înseamnă că pomul mai înalt e mai frumos ca aia care sunt mai mici. Un om mai înalt e mai chipeș, mai frumos, mai... ăla mai mic e mai mic, ce să faci cu el? Unul care e mai slab e mai așa și unul care e mai rotund e mai altfel. Noi ne place să ne diferențiem atunci și dacă vorbim de diversitate, hai să ne comparăm și intrăm la comparații între noi. Dar nu acesta este scopul diversității dintre noi. Și exact aici era problema bisericii din Corint. Era un etos al lor vis-a-vis de o destrămare continuă în comparațiile care se făceau între ei. Erau diviziuni între ei, erau certuri, lupte între ei, se făceau schisme în biserică, se divizau pe lucrătorii care erau între ei, se divizau pe felul de învățătură care o doreau ei, se divizau pe stilul de predică care le plăcea ei, se divizau chiar la cina Domnului între clasele sociale și mai mult în prezența lucrării Duhului Sfânt se divizau și se comparau între ei. De bună oară unii spuneau, dacă eu vorbesc în alte limbi, eu sunt mai mare ca voi toți. Și atunci încep să vorbesc abuziv în alte limbi, în timp ce se predica frumos în biserică, unul începea să strige în alte limbi. Și deodată strica toată atmosfera și el spunea, păi eu vorbesc de la Domnul, trebuie să mă ascultați că am o vorbire inspirată în momentul acesta. Și varietatea lucrării crea schisme în loc să aducă biserica împreună. Și Apostolul Pavel vrea să învețe că această lucrare, divizare, nu este normală. Varietatea dintre noi ne aduce împreună. Ea complementează lucrarea unuia fiecăruia în parte, ca toată biserica să fie binecuvântată de Dumnezeu. Mai mult, comparații vis-a-vis de daruri, vis-a-vis de slujbele lor. Păi eu sunt mai mare ca tine, că am darul cu tare. Eu sunt mai mare ca tine, că am darul cu tare. Și observați că de multe ori și între noi se face exact la fel. Fratele cu tare e proroc, ăsta e mai mare ca fratele cu tare, că ăla nu-i proroc. Ăsta e păstorul nu știu care, ăsta e mai mare ca păstorul ăsta, că ăsta e un păstor slab și simplu. Și de multe ori și noi facem exact la fel. Și Pavel vrea să ne învețe că există nevoie de o unitate desăvârșită în diversitatea lucrării lui Dumnezeu. Și la ce ar putea apela Apostolul Pavel mai bine decât la Trinitate, la Dumnezeu însăși, să ne arate unitatea care se face în momentul diversității lucrărilor care Dumnezeu le face. Spuneam ultima oară că scopul lucrării Duhului Sfânt este să proslăvească pe Iisus Hristos Domnul. Ca tot ceea ce se face în biserică în prezența Duhului Sfânt, prin harul Duhului Sfânt, îi să-L slăvească pe Dumnezeu. Acesta este scopul lucrării Duhului Sfânt. Și dacă cineva face apel la darurile Duhului Sfânt ca să se slăvească pe sine însuși, se pune un mare semn de întrebare. Ești cu adevărat a Domnului sau nu? Pentru că în toate noi ne luăm smerenia și Dumnezeu să primească lauda, mărit să fie numele Domnului. Dar mai mult, dragii mei, dacă există un Dumnezeu unic,
dar triun în esența sa, Tată, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeu lucrează în moduri variate și aceste variații toate împreună au un singur scop, să lucreze la mântuirea oamenilor. De aceea am intitulat mesajul Varietatea lucrărilor divine. Și vă rog să priviți împreună cu mine, atenți în Sfânta Scriptură, să observăm tipologia care Apostolul Pavel ne-o prezintă. De la versetul 4 până la versetul 6 face un paralelism important. Aceeași structură în fiecare verset, dar schimbă doar sintagmele. Observați-le împreună cu mine. Sunt felurite daruri, dar același Duh. A doua paralelism. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Al treilea verset. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Observați paralelismul, felurit ca variație de manifestare, de lucrare, același întotdeauna esența divină a lui Dumnezeu. Este un singur Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează în modul variate. Și aceste variații care sunt, țin de lucrarea lui Dumnezeu, nu destramă unitatea din dumnezeire. Cu toate că Dumnezeu lucrează prin daruri diferite, prin slujbe diferite, prin lucrări diferite, totuși este unul și același Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Și asta nouă ne spune, dacă Dumnezeu în Trinitate este unul, dar lucrează în moduri diferite, noi în biserică suntem un singur trup, dar fiecare în parte are o chemare aparte de a-L sluji pe Dumnezeu. Și aceste variații dintre noi nu strică unitatea, ci tocmai întăresc unitatea bisericii, arătând că fiecare are locul lui în trupul lui Dumnezeu. Nu ne putem dezice unul de celălalt, ci avem nevoie unul de celălalt. Gândiți-vă, dragii mei, la acest aspect al unității în diversitate. Dacă atunci la turnul Babel Dumnezeu a împărțit limbile, făcând diferite națiuni și împrăștindu-i pe toată fața pământului, în ziua Rusalilor Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt, a dat o vorbire însuflețită ca să unească toate națiunile sub o singură entitate numită Biserica lui Dumnezeu. Și de aceea vreau să vă spun, în cer nu va fi biserica română, nu va fi biserica americană, nu va fi biserica canadiană sau africană. În cer va fi biserica lui Iisus Hristos, punct. Acolo sunt toate națiile, toate limbile, pentru că toți sunt una în Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Adică Dumnezeu ne-a înfrățit și ne-a tras înapoi, precum la Babel s-au împrăștiat, la Rusalii Dumnezeu a dus înapoi printr-un singur Duh al lui Dumnezeu. Toți avem nevoie unii de ceilalți. În biserică avem diferite aptitudini, diferite talente, diferite daruri care Dumnezeu ni le dă și Dumnezeu le folosește toate în folosul bisericii. Problema de vreme cu fratele Alex Zamfir și spuneam, sunt talente înnăscute în oameni. Dumnezeu le îngăduie ca mai târziu în viață să le activeze și să le folosească spre slava Lui. Eu știu că prin harul Domnului, cum zice românul, am papagal, adică știu să vorbesc destul de mult. Eram copil mic, eram la școală, în clasele elementare, și cum în România se dădea o diplomă când era gata școala, îmi scria profesoara o poezie pe spatele diplomei. Și printre diplomele prime care am avut din clasa 1 până la 4-a, se reactiva aceeași expresie, că eu sunt oratorul clasei, totdeauna vorbesc. Nu mi-aduc aminte de atunci, dar se pare că și atunci vorbea mult. Ei bine, dragii mei, acest dar înnăscut, care nu l-am cultivat de undeva, nu l-am căutat să-l învăț cum, ci Dumnezeu l-a pus în mine, Dumnezeu mai târziu l-a activat pentru această slujbă. Precum în fiecare, Dumnezeu pune înnăscut un dar în om care să-l folosească mai târziu. Observați că Dumnezeu vrea să ne folosească pe fiecare în stilul nostru. Când e vorba de consiliere, ai nevoie pe cineva cu tact, cu capacitate să asculte și să răspundă pe măsură. Când e vorba de a intra la un caz de analiză, acolo trebuie un picuț de capacitate de a fi mai tare, să poți să pui în ordine lucrurile. Observați că e nevoie de o varietate de manifestări și acestea toate se găsesc în Biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește această varietate în folosul întregii adunări. Dar hai acum să observăm aceste trei versete încă o dată, analizându-le cu atenție. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Cuvântul dar este cuvântul harisma, care noi l-am transliterat în limba română carismă sau carismatic.
Când zice Apostolul Pavel că sunt diferite daruri, acest cuvânt carismă înseamnă o arătare a harului, un efect a harului sau, dacă vreți, o dotare pentru har, o dotare din har. A spirit or a grace endowment. Asta înseamnă daruri, carismă. Noi ne gândim că este un fel de cadou. Ele nu sunt cadouri, sunt manifestări de har, spune Sfânta Scriptură. Și aceste manifestări de har sunt ale aceluiași Duh, un singur Duh Sfânt are o varietate de manifestări de har. De bună oară, în versetul 8 până la versetul 10, ni se prezintă 9 varietăți de harisme, de manifestări a lucrării Duhului Sfânt. Adică să vorbească despre înțelepciune, despre cunoștință, despre credință, darul tămăduirilor, este puterea să facă minuni, prorocia, deosebirea durilor, altele aferurite limbi și tălmăcirea limbilor. Sunt diferite harisme, manifestări de har în folosul zidirii Bisericii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel reia această expresie a darurilor, dacă vreți, a harismelor, în Roman capitolul 12 cu versetul 6 la 8. Și aici se împart atât cele supranaturale, spirituale, cât sunt daruri care îmi spune noi că sunt normale în biserică, anumite funcții, slujiri care sunt în adunare. De la versetul 6 la versetul 8, Roman 12. Deoarece avem felurite harisme, daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să îndrebuințeze pe măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Observați că sunt diferite funcții administrative în biserică. Îi nevoie de harismele Duhului Sfânt, daruri supranaturale, minuni, vindecări, tălmăciri, știință, cunoștință, prorocie, dar e nevoie și de cârmuire, de îmbărbătare, de a da cu râvnă, de a da face milostenie. Toate acestea sunt necesare în biserică. Și aceste manifestări de har în viața celor mântuiți le face un singur același Duh al lui Dumnezeu, mărit să fie numele. Un singur Duh dă o manifestare variată de har. Pavel zice mai departe, sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Cuvântul slujbe, diaconia, înseamnă a face o lucrare, a servi literalmente pe cineva sub instruirea unuia mai mare. A lua o comandă și a face ceea ce se spune. Apostolul Pavel spune, sunt diferite slujbe în biserică, dar acestea le dau un singur Domn. Aici este Iisus Hristos care este Domnul. El este Cel care alege oameni pentru slujbă. Spre contradistincție de daruri, slujbele sunt oficii date de Dumnezeu în care nu poate intra oricine, ci doar unii selecți pe care Dumnezeu îi cheamă la această lucrare. Întoarceți împreună cu mine în cartea Efeseni, în capitolul 4, versetul 11 la 12. Și El, Domnul, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, aceeași cuvânt diaconia, pentru zidirea trupului lui Hristos. În biserică sunt niște oficii care Dumnezeu le-a stabilit. Apostolia, slujba de proroc, nu dar de prorocie. Vom reveni mai târziu să vedem în următoarele studii diferența dintre darul prorociei și slujba de proroc. Slujba de proroc, slujba de evanghelist, slujba de păstor și slujba de învățător. Acestea sunt oficii date de Dumnezeu. Și aici nu pot spune aplicație. Aici Dumnezeu cheamă în slujire. Pavel îi zice Dumnezeu, înainte să te fi născut din pântecele mamei tale, te-am pus deoparte să fii apostol al neamurilor. Dumnezeu face aceste chemări într-un mod aparte unor oameni selecți. Observați, nu că sii mai bun, mai pocăiți, mai sfinți, ci așa a ales Dumnezeu, că El e stăpân, șolarul face ceva cu vasul său. Nu, aici n-ai ce face, nu apare contribuția personală. Dumnezeu alege, pe ăsta îl fac apostol, pe ăsta îl fac proroc, pe ăsta îl fac păstor, lui ăsta îi dau un dar anume, pe ăsta îi dau un dar de cârmuire, de milostenie, Dumnezeu alege. Dar la capitolul slujbe, Domnul Iisus Hristos este Cel ce dă slujbele.
El a chemat în slujbă pe cei 12, El i-a însărcinat să meargă mai departe și ei au continuat să slujească sub mâna lui Dumnezeu. Observați că oamenii chemați la aceste slujbe trebuie să dovedească o maturitate spirituală aparte, nu neapărat o vârstă, ci o maturitate spirituală și să fi fost la rândul lor sub tutela unor oameni maturi care i-au învățat. Începem cu cei 12 apostoli, care sub mâna Domnului Hristos au fost învățați, iar mai târziu sub călăuzirea Duhului Sfânt și-au continuat slujirea. În Fapte 15 ni se spune, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Ei trăiau sub călăuzirea Duhului Sfânt, dar Pavel ne spune în Corinteni 7, am primit de la Domnul ce am învățat. De aceste capitole, Domnul ne-a dat sfaturile Lui. Ei stau sub tutela Domnului și a Duhului Sfânt. Ca similar, mai târziu, ucenicii ucenicilor au învățat de la înainte mergătorilor, învățați învățăturile apostolice și tot sub călăuzirea Duhului Sfânt lucrează mai departe. Și până ziua de azi, același model îl folosește Dumnezeu în adunare. De aceea sunt felurite slujbe. Avem apostoli, avem proroci, avem păstori, avem învățători, avem evangheliști, dar toți aceștia variați sunt legați de un singur Domn, Iisus Hristos, mărit să fie numele. De aceea varietatea nu ne rupe între noi, ne adună între noi. Șeful nostru e același, Iisus Hristos, Domnul, mărit să fie numele. Și Pavel spune, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Energame, lucrări, înseamnă o manifestare de putere, înseamnă o energie profundă sau efectul unei energii deosebite. Sunt diferite manifestări de putere, dar este un singur Dumnezeu care face aceste lucrări. Observați în Marcu, în capitolul 6, cu versetul 14, ni se folosește acest cuvânt energamo. Împăratul Irod, auzindu-se vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și-a zis, Ioan Botezătorul l-a înviat din morți, de aceea lucrează aceste energamo, puteri prin el. Aceste puteri erau dovedite prin vindecări, prin învieri din morți, prin lucrări deosebite, scoatere de demoni. Asta înseamnă diferite lucrări, forțe deosebite ale lui Dumnezeu. Ne spune în Galateni, capitolul 2 cu versetul 8, căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. De fapt, originalul spune așa, cel ce-l folosea cu putere pe Petru, mă folosește și pe mine cu putere pentru neamuri. Adică, dragii mei, manifestarea apostolică se vedea în lucrări extraordinar de puternice care Dumnezeu le făcea prin ei. Ca mai apoi în Iacov 5 să ni se spună, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Să facă ce? Să vindece bolnavii. Manifestări de putere le face Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează, acum ascultați, totul în toți. În absolut tot ce se întâmplă, e implicat Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Măreț să fie numele Domnului. Și scopul manifestării puterii lui Dumnezeu este ca Dumnezeu să-și slăvească numele. Psalmul 68 cu 34. Dați slavă lui Dumnezeu, a cărui măreție este peste Israel și a cărui putere este în ceruri. Dumnezeu face lucrări de slavă ca preamărit să fie Domnul. De aceea mă reîntorc. Toată lucrarea Duhului Sfânt îl preamărește pe Dumnezeu. Când cineva își atribuie, eu l-am vindecat, eu am făcut, eu am fost acolo, eu am zis, atunci apare o problemă. Cel ce face minuni între noi, îi Domnul Dumnezeu, mărit să fie numele. Dar acum observați ceva, dragii mei, versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Cu toate că este un singur Dumnezeu și în Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează variat. Tatăl face lucrări deosebite, Fiul dă slujbe și Duhul împarte slujiri de har, daruri. Este un singur Dumnezeu. Scopul acestor lucrări este ca fiecare să lucreze înspre zidirea sufletească a bisericii.
Folosul altora este cuvântul sumferon, care este de fapt transliterat cuvântul simfonie pentru noi. Dumnezeu face aceste lucrări ca să fie o simfonie deosebită. Fiecare cântă, dar fiecare voce împreună alcătuiește măreața operă de artă care o face Dumnezeu. De aceea în biserică nimeni nu face pentru el, nimeni nu slujește pentru el, ci toți slujim pentru frați, pentru Dumnezeu, înspre zidirea bisericii. Dar aici apare un lucru foarte important, dragii mei. Pentru că aici, pentru noi, în cultul penticostal, s-a format așa o mentalitate. Noi suntem oamenii care credem în darurile Duhului Sfânt și noi suntem cei ce posedăm darurile Duhului Sfânt. Din cauza acestor expresii s-au făcut niște greșeli și acele greșeli au rămas până în ziua de astăzi și de aici derivă multe probleme între noi. Dragii mei, Duhul Sfânt, de fapt, ce face în biserică? Noi spunem, dă daruri. Dar unde scrie asta în Sfânta Scriptură? Observați. Și fiecăruia îi se dă, nu darurile. Citiți în Biblie, 1 Corinteni 12, cu versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Cuvântul arătare este cuvântul manifestare, exprimare sau mai bine zis, precum ar licări o lumină într-un dispozitiv. Ce vrea să spună Apostolul Pavel? Duhul Sfânt, dragii mei, revarsă har și își manifestă prezența în viața celor pocăiți. Observați că sunt două cuvinte care sunt folosite în Biblia noastră, daruri duhovnicești. Versetul 1 ne spune, în ce privește darurile duhovnicești, asta este pneumatica. Adică, spuneam ultima oară, expresia originală înseamnă de ale spiritualului, în ceea ce privește manifestări spirituale. E bine, noi le-am tradus daruri spirituale. Acum, în versetul 4, ni se spune că sunt felurite daruri, carismata, care nu înseamnă neapărat dar, înseamnă o manifestare de har. Duhul Sfânt își manifestă prezența și puterea de Dumnezeu. Și când Duhul Sfânt își manifestă puterea, se vindecă bolnavii, se dau taine pe față, se fac minuni și vindecări, asta face Duhul Sfânt. Și acum este important să înțelegem ceva. Fiecăruia îi se luminează în inimă Duhul Sfânt, îi se dă arătarea Duhului Sfânt spre folosul altora. Dragii mei, noi nu posedăm daruri. Noi așa gândim că eu sunt proroc, eu am dar de prorocie. Nu! Tu ai în tine pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu din tine își emană prezența prin lucrarea darului profetic. Tu ești doar tu, în tine e Duhul lui Dumnezeu. Tu ești doar un om simplu, dar în tine manifestarea Duhului Sfânt vindecă bolnavii. Tu nu posedi darul acela, ci tu ești un om care ești însuși sub mâna Duhului Sfânt. Când va veni Duhul Sfânt, El va fi cu voi și în voi. Cum poate să fie ceva cu noi și în noi? O analogie foarte simplă ar fi să luați un butoi, să-l umpleți cu apă și în el băgați un burete. În momentul când ai băgat buretele în apă, el este învăluit de apă și în burete este apă. Vreau să vă întreb, conține buretele acela apa aceea? E un pic greu de răspuns, pentru că sigur, apa este în el, dar apa îl conține pe el. Noi suntem nu botezați cu Duhul Sfânt. Aici apare greșeala de interpretare a noastră. Pentru că noi spunem botezat în apă. Pentru că baptizei în apă, asta înseamnă să fii aruncat, scufundat în apă. Similar, noi suntem botezați în Duhul Sfânt. Baptisei în pneumatiago, adică în Duhul Sfânt. Adică noi ne luăm și ne scufundăm în Duhul Sfânt. El ne înfășoară, ne întrepătrunde și suntem învăluiți de Duhul Sfânt. Eu nu posed Duhul Sfânt, eu sunt a Duhului Sfânt. Și atunci, în mine fiind prezența Duhului Sfânt, se pune o întrebare. Cum se știe că cineva e botezat cu Duhul Sfânt? Păi prin emanența, prezența, manifestarea Duhului Sfânt, se observă că Duhul Sfânt este într-o persoană. De aceea Pavel spune, fiecăruia îi se manifestă Duhul Sfânt spre folosul altora. Noi nu posedăm daruri, dragii mei, ci noi suntem folosiți de Duhul Sfânt înspre slava numelui lui Dumnezeu. Aici s-a făcut o greșeală.
Pentru că noi spunem, noi avem daruri. Cei care n-au daruri din biserică, merg la cei ce au daruri din biserică, se întrebe pe Domnul, să le spune Domnul ce să facă. Dar dacă Duhul Sfânt e în tine, nu poate același Duh să-ți vorbească și ție? Nu-ți poate Duhul Sfânt da și ție putere? Nu te poate și pe tine folosi, înzestra? Spuneam duminică, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și Pavel spune, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Păi și un copil, dacă crede din toată inima, Dumnezeu poate să-l anime cu Duhul Sfânt. De aceea copii botezați la 7 ani cu Duhul Sfânt au prorocit din partea lui Dumnezeu. Nu că au posedat ei ceva valoros, ci Duhul Sfânt fiind în ei și-a făcut prezența simțită. De aceea, dragii mei, să inversăm cuvintele ca să nu ne încurcăm. Noi nu posedăm daruri. Duhul Sfânt e prezent în adunare și prin oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt, El își face prezența simțită, mărit să fie în numele Domnului. De aceea Pavel spune, și fiecăruia îi se dă manifestarea Duhului, arătarea Duhului în folosul altora, înspre o simfonie deosebită. Dați-mi voie să vă dau un exemplu cât se poate de pragmatic ca să fie înțeles. Dacă mă îngăduiți, uitați-vă un pic în sus. Pe tavanul nostru sunt mai multe becuri. Și veți vedea câteva becuri care sunt un pic mai largi, mai rotunde, mai mari. Noi le numim la stații în spate main lights, sunt becurile principale. Dacă acum s-ar închide de main lights, s-ar face aproape întuneric în biserică, măcar că avem alte becuri. Dar ele duc tot greu de aici, din adunare. În același timp, mai sunt niște becuri mai micuțe deasupra mea, pe aici, pe stage, care sunt necesare să ilumineze partea aceasta. Dacă deschide numai de main lights, aici nu mai este lumină. Avem și aici nevoie de o lumină focalizată. Pe peretele din spate sunt alte becuri care luminează culoarul. Și de obicei când intrăm noi seara în biserică și întuneric, deschidem doar acolo becurile ca să vedem culoarul, să putem urca. Și ele au un rost, dar nu este rostul principal. Când toate astea sunt puse împreună, ele atunci luminează întregul local. Observați ceva, becul care este în tavan posedă el lumina? Sau lui se dă lumină când intră curentul prin el? Să zic că becul a mea este lumina ar fi fals. El este doar un dispozitiv prin care intră lumina. Întrebarea este care bec se luminează? Pe acela care operatorul vrea să-l pornească. Și dacă apeși pe întrerupător, se va porni becul cu tare. Când toate sunt deschise, toată biserica se luminează. Care este interpretarea, dragii mei? Noi toți suntem ca un beculeț din lucrarea lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt activează diferite persoane. La un moment dat, luminează pe ăla care stă la amvon și prin el dă un cuvânt de predică. În timpul rugăciunii, luminează pe careva din bancă și dă un cuvânt de prorocie. Luminează pe altul care vine și cântă o cântare. Acasă luminează pe cineva care intră în mijlocire în fața lui Dumnezeu. Animă pe altcineva care intră în post. Animă pe unul care merge să spună un cuvânt de mărbătare. Duce o mâncare la cel bolnav. Duce bani la cineva sărac. Dă bani pentru misiune. Observați cât de variate e lucrarea lui Dumnezeu? Și când fiecare stă la locul lui, atunci este frumos în adunare. Doamne ajută la aceasta. Pentru că observați, și becurile sunt de diferite mărimi. Nu poți să pui într-un bec micuț o lumină de unul foarte mare. Crapă, nu poate. E pentru o lumină mare, nevoie de unul foarte mare. Dar pentru o lumină mai micuță, care o pui seara, un night light în cameră, nu vei o lanternă care să lumineze până la vecinii acasă în cameră. Vrei unul micuț. Observați că fiecare și are locul lui. Și de aceea, când unul vrea să ia locul altuia, apar foarte mari probleme. Frate, eu vreau să fac slujba ta. Măi, dragul meu, nu ți-o da ție Dumnezeu nici slujba asta, nici darul necesare, influențarea necesară, nici nu te-o capacitat. Nu că nu ești bun, ci nu-i locul tău. Dar fiecare are un loc creat de Dumnezeu. Doamne ajută să stăm la locul nostru. Doamne ajută să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne lumineze. Pentru că degeaba ai bec dacă refuzi să se aprinde. Tu dai întrerupător și nu se aprinde. Păi problema, atunci degeaba dai curent. Observați, dragii mei, similar face Duhul Sfânt. Fiecăruia îi se dă luminarea Duhului spre folosul altora. Efectul manifestării în folosul celorlalți. Și aici trebuie să înțelegem noi. Noi nu posedăm pe Dumnezeu, posedăm pe Duhul Sfânt, posedăm daruri, ci Dumnezeu ne-a luat în familia Lui și fiindcă suntem fii aturnați în inimile noastre Duhul Sfânt și prin cei botezați cu Duhul Sfânt, Domnul face lucrări deosebite, lăudat să fie Domnul. Și de aceea biserica trebuie să fie plină, plină, plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Ca să putem lucra cum trebuie, avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt în adunare. Dar dacă este un singur Dumnezeu și El face lucrări variate, suntem mai mulți în adunare și fiecare avem alt folos, vreau să vă întreb, de ce nu rămânem fiecare în locul în care Dumnezeu ne-a așezat și de ce nu îndeplinim slujba care Dumnezeu ne-a încredințat-o? Știți că multe din problemele dintre noi apar tocmai de aici? Noi ne gândim la cele mai extreme cazuri, că, de exemplu, nu ți-a la bătaie cu păstorul, că aveai loc păstorului. Na bun, aia creează crize în biserică, sigur. Dar eu zic altceva, dragii mei, știți că sunt familii care au nevoie de îmbărbătare, care plâng acasă, care sunt descurajați, au un copil bolnav, au o criză în familie, n-au bani, sunt în Canada și n-au bani, sunt oameni în biserică în astfel de ipostaze. Tu stai noaptea în pat și Duhul Sfânt te scoală, roagă-te pentru cutare. Și ești, Doamne, eu sunt obosit. Dar se roage păstorul, că de-aia l-am pus acolo. Se roage comitetul, frații slujitori, prorocii, se roage ei. Nu-i rolul meu. Și nu știi că în seara aia, Dumnezeu folosea rugăciunea ta pentru cel care era în necaz. Unul are nevoie de mâncare și ai un îndemn în inimă, du-te și du-i o oală de mâncare. Dar azi nu pot, Doamne, azi îmi fac mâncare la copiii mei, las că mă duc poi mâine. Dar Lazar are nevoie. Și tu trebuie să mergi acolo. Unii așa descurajați se roagă, Doamne, dacă Tu mă vezi în ziua de azi, pune la cineva pe inimă să mă sune, să-mi spune că Tu încă mă iubești. Și stă și așteaptă lângă telefon. Și ție zice Domnul, sună pe fratele cu tare. Și da, eu n-am timp acum, lasă să sune ăia care sunt consilierii, cu slujirea, că e treaba lor să sună la frați, nu să mă duc eu să-i caut. Și nefăcând aceasta, n-ai stat la îndemâna lui Dumnezeu. Dar noi vrem daruri, noi vrem să posedăm. Eu am dar de prorocie. Eu vreau să fiu un rob smerit care stă la îndemâna lui Dumnezeu. Și prin mine Dumnezeu să-și facă numele de slavă, indiferent care ar fi manifestarea lucrării lui Dumnezeu. Mai dau o scurtă analogie și încheiem cu aceasta. Cum spuneam fratele Alex mai devreme în discuția noastră privată. Gândiți-vă, dragii mei, că este o casă unde sunt mai mulți robi. Și un stăpân este stăpânul casei acelea. Stăpânul acela are diferiți robi pentru diferite lucrări. Are unul care stă la ușă, are unul care stă în bucătărie, are unul care stă în cameră, are unul care stă la landri și fiecare rob are rolul și scopul său. Când intră stăpânul în casă, robul îi la ușă îi spune, ia-mi haina și papucii. Și el ia. Dar dacă robul acum spune, stăpâne, hai că te pun și la masă, și fuge repede și se pune la masă. Băi, omule, aici am deja un rob care să fie la masă, tu du-te la locul tău. Stăpâne, vrei un pahar de apă, ți-o duc eu, și fuge repede în bucătărie. Fugi, mă, că dai-o la stăpânul apă. Dar în bucătărie e altul, pune stăpânul să stea acolo în locul lui. Dacă robul acesta face așa ceva, în locul lui cine mai rămâne? Fiecare dar să rămână în locul în care Dumnezeu l-a așezat. Și atunci se umple toate nevoile bisericii lui Dumnezeu. Nu poate un singur om să le facă pe toate. Și nu-i normal ca un singur om să le facă pe toate. Ci toată biserica lucrează împreună într-o simfonie deosebită a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, revin, să stăm fiecare la locul nostru și să îndeplinim slujba care Dumnezeu ne-a dat-o. Revin. Noi am vrea ca păstorul, frații ordinați, să vină să viziteze toată biserica și încearcă, dar la 300 familii, când ajungi? Că și dacă mergi în fiecare zi la câte unul, tot nu-i faci într-un an de zile. Dar știți că în biserică suntem mai multe familii? Și dacă familia ta merge la familia cu tare și vizitează că ai vrea să faci o rugăciune cu ei, ei se simt iubiți că fac parte dintr-o familie a bisericii. Dacă tu dai bani la un sărac din biserică, la unul care ne-a păstuit, ei simt că în biserică ei sunt iubiți și apreciați. Asta înseamnă să fii o biserică a lui Iisus Hristos. Doamne, ajută la aceasta! Fiecăruia îi se dă manifestarea Duhului în vederea, în folosul, în sinfonia, în binecuvântarea celor din jur. Asta înseamnă, dragii mei, să fie o biserică plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fiecare să-și înțeleagă locul, chemarea, să-și activeze în rolul în care Dumnezeu l-a pus și să facă în toate voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Și dacă facem astfel, dragii mei, când vine Stăpânul, va veni cu răsplata să ne binecuvânteze. Și pentru acest ziua aceea zic, Doamne, vino cât mai curând. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și împreună vrem să ne rugăm mulțumind Domnului pentru această seară.